Rusia va găzdui cea mai scumpă cupă mondială din toate timpurile, cu un cost estimat la 11 miliarde de dolari în 12 locații. Mulți s-au străduit să fie gata. Stadionul Cosmos de la Samara, oraș din sudul Rusiei, tocmai a fost oficial terminat la sfârșitul lui aprilie, iar construcția lui a fost estimată la 320 de milioane de dolari. Alte 73 de milioane au fost alocate pentru renovarea mai multor șiruri de clădiri dărăpânate din apropiere, pentru a face orașul mai atrăgător pentru vizitatori. Firmele care au lucrat spun că au făcut tot ce au putut. Unele clădiri au fost însă acoperite cu tapet, altele ascunse în spatele gardurilor sau văruite. A trebuit să curețe mai întâi, să răzuiască, nu știu, e o văruială îngrozitoare. Deja se ia jos. Iar primul din cele 6 meciuri care vor fi jucate pe acest stadion, acela dintre Costa Rica și Serbia, e programat pentru 17 iunie.